nu au loc și nu sunt chemați deloc în companie. Evident că se discută și despre banii oferiți pentru locuri de muncă. Se discută despre corupție în cadrul companiei și despre faptul că Daniel Burlan lasă cu prea multă ușurință această problemă în mâna șefilor și directorilor de cariere. Discutăm pe larg acest subiect, evident discutăm și despre sindicalism, despre protestele care se fac în continuare în piața prefecturii, despre stadiul proceselor legate de angajații companiei pe pensionarea pentru care s-a făcut atât și atât aval. Evident discutăm și despre faptul că magistrații care se tem să nu aibă cumva pensia ciuntită pleacă pe capete din magistratură, pleacă pe capete din justiția gorjană. Alături de mine se află Lulu Iulian Păuna, îl cunoașteți cu toții, este unul dintre sindicaliștii care s-a bătut atât din interior, acum din exterior, pentru complexul energetic Oltenia. A fost și a făcut nenumărate drumuri din nou la București, sindicaliștii fac asta pentru companie. În schimb, ceea ce obțin acolo sunt doar promisiuni și, ca să spun drept, nimic concret. Nu este așa, domnule Păuna, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Nu știu cu ce să încep prima dată mă lasă cu stupoare declarațiile deputaților noștri de urmă, mai ales în special PSD, le-am văzut în live acum în această seară la camera industriilor și am văzut cum se votează pentru acea ordonanță de carbonării. PSD o votează cu două mâini. Deci în spațiul public au spus că totul spațiul public ne spune că va ajuta, deci am văzut că în 2026 se pune lacătul pe această energie pe cărbune. Am văzut și declarațiile, așa zisă, intervenția lui deputatului Claudiu Manta, în care în loc să sară pe colegii lui pesediști ca să nu închidă grupurile pe cărbune, el a dezvoltat problema hidrocentralului pe Jiu, ceea ce nu este un interes de actualitate pe această ordonanță. Am văzut cum opoziția s-a opus, PSD, PNL au făcut aceeași coaliție și deci am ajuns la concluzia că 2025, cel târziu 2026, se pune lacătul pe energia pe cărbune. Acum așteptăm să vedem declarațiile domnului Weber, să vedem declarațiile domnului Manta, care vine aceea în teritoriu. Că una se întâmplă la București și alta transmite în teritoriu, cu ce ochi o să ne privească. Credeți că nu vor recunoaște ceea ce ați văzut dumneavoastră pe live în această seară? Știți, cred că nu toți. Ei cred că nu toți au șansa asta de a vedea ce se întâmplă și prin transmisiune live. Nu spunem că nu este importantă și energia hidro și faptul că este situația... Importantă de este, actualitate. Dar atâta timp. Cât se discută de decarbonare, nu ar fi cazul să se discute despre hidrocentrale. Adică... Exact. Hidrocentrale nu și-aveau scopul adus în discuții la această întâlnire, atâta timp cât se dezbătea amendamentele și proiectul de decarbonare. Deci am văzut și noi deputații de Gorj, care este interesul lor, care în teritoriul ne susțin că se va... că salvează, că fac și drept și cu adevărat a ieșit tocmai invers, numai că nu i-am văzut cu două mâini. Votând cu două mâini. Deci spuneți dumneavoastră că pe decarbonare, cel puțin parlamentarii de la PSD sunt pentru ca energia pe cărbune să dispară din peisaj? Exact. Acum s-a văzut, în seara asta s-a văzut realitatea, nu ce spune cu rezervă tehnică, cu... acea conservare și așa mai departe. Și PNL deci, unde joacă în această... PNL au stat ca pisicile. Deci PSD a votat la două mâini și PNL a Au fost pisoi, n-au comentat, de-abia l-au făcut pe secretarul al Ministerului de Stat, al Ministerului Energiei, să scoată câteva cuvinte. Omul și-a explicat ce prevedem în PNRR, ce decizii au luat, programul de închidere scurt și la obiect. Singurii care au sărit în sprijin minerilor și energeticienilor și din Gorj
și din Hunedoara a fost Aurul și USR-ul. Singurele, opoziția la ora actuală au susținut că să nu se închidă niciun grup energetic până nu se va construi ceva nou și pune în funcțiune. Deci interesul pentru energia pe cărbune nu mai este la nivel guvernamental și la nivel de partide politice, de guvernământ. Acum înțelegem și de acum ce... înțelegem adevărata față acestor partide. Precum și cum se manifestă cu legea 197, că ați văzut dumneavoastră, și PSD-ul și PNL-ul a împărțit România în două, România avantajaților și dezavantajaților în zona Olteniei. Deci prin asta se vede clar că au făcut și o discriminare între regiuni pe legea 197. Legea 197, vă referiți la faptul că instanțele din Alba, de exemplu, Hunedoara... Nu, acum instanțele din Moldova, pe unde orașele unde au fost ceturi pe cărbune, toate tribunalele au dat, au aprobat, au dat decizii în favoarea pe legea 197. Deci mai această, puțin în Oltenia. În, această, în aceste zone, legea 197 este considerată bună și în zona Olteniei este, nu este considerată bună. Și se aduc multe și multe explicații. Aici ni se impune că să țină cont de, de acele partea asta de, iată că acum am un lapsus, că nu i s-a plătit pentru grupă, ceea ce în legea 197 nu prevede, instanțele celelalte nu ia în considerare, doar ceea ce spune legea, că se asimilează toată perioada, dar aici tot se ne spune că nu s-a plătit pentru grupă. Că dacă luăm ceturile care sunt sau unde, orașele unde s-au dat în favoare pe aceste dosare, pe lege? În favoare pe, aceste, pe această lege, nu s-a spus nimeni de contributivitate. Nu a pus nimeni problema de contributivitate decât la noi la Gorj. La noi la Gorj ni se spune asta, că ei zic că poate noi nu înțelegem, că ei vor să facă ceva, dar am impresia că suntem duși cu zehărelul, în primul rând. Și acum mă uit, așa, ca să continui tot pe această lege, pe data de 25 octombrie am fost la proteste la București, proteste organizate tot pe partea cu scumpirile, tot pe partea cu nemulțumirile românilor, proteste organizate de Confederația Națională Meridian. Cu acea ocazie se organizase de către președintele Confederației Dumitru Fornea o întâlnire cu premierul Ciucă, dar dacă s-a nimerit atunci cu Ziua Armatei, a preferat să ducă, să vadă, să sărbătorească Ziua Armatei fiind cadru militar, decât să stea de vorbă cu noi, și ne-a dat ca îndrumător la, pe ministrul Budăi, fiind disponibil să putem să discutăm cu, cu domnia sa. Am fost, i-am spus pe tapet ce se întâmplă, le-am explicat despre deciziile de la Alba Iulia și la Craiova, i-am spus că prin ceea ce fac România au împărțit-o tot așa în două și a zis că Oltenia unde este, nu este în România, suntem undeva prin Taiwan sau în altă parte. I-am spus că justiția în Oltenia este politizată, ceea ce mi-a zis că nu este adevărat, dar se vede că este politizată. Se văd procesele, că într-o parte se câștigă, într-o parte nu. Dânsul mi-a spus că nu a ajuns nicio motivare de pe la Alba Iulia la el, n-a văzut nicio motivare la Curtea de Apel la Craiova și așteaptă să-i apară. Ceea ce, nu știu ce se întâmplă și pe traseul ăsta, că am vorbit cu un prieten la care în organizația PSD Hunedoara, care a stat de vorbă cu directorul casei de pensii Deva și a spus că nici la Deva n-a ajuns o motivare ca să poată să o transmită mai departe la Curtea de Apel Alba Iulia. Ceea ce a mai spus acel director și a afirmat acestui prieten al meu PSD-ist, i-a spus că ordinele pentru stoparea legii, neaplicarea legii, a venit de sus. Asta i-am adus-o și ministrului Budăi la cunoștință că și a mulțumit că ne-au ajutat PSD-ul
pentru trecerea și aprobarea acestei legi, că au scris și un amendament în această lege și a spus că e bună. În opoziție, atunci fiind doamna Raluca Țurcan, ministra la Ministerul Muncii, a spus că dacă PSD-ul va lua, se va schimba conjunctura politică și puterea guvernamentală și va prelua domnul Budei Ministrul Muncii, se va debloca legea. Și uite că până acum avem un an și ceva de când cu această lege stăm blocată. Deci cu această lege noi suntem mințiți și discriminați față de alte zone. Deși problemele, sau cel puțin cei care s-au zbătut pentru această lege au fost îngorși. Vă revenim la acest lucru. Acum avem pe ecran niște imagini de la Roșiuța. Eu le-am mai prezentat. Am și spus că acolo este un focar de infecție. Cariera Roșuța din Motru, condusă anterior de către domnul David. Domnul David este director de MC. Am spus că este un focar de infecție, că aceasta este imaginea din interiorul carierei. Știți ce măsură s-a luat după ce am difuzat aceste imagini? Salariaților li s-a interzis să mai intre cu telefonul mobil în sediul unității ca să nu mai fotografieze dezastru care este acolo. În schimb, nu s-a dat nici măcar o mână de vopsea. Vi se pare normal? Sau acești băieți se pregătesc să închidă Am impresia că dacă se închide Șandramaua, acum se vede pe față. Deci așa se dorește, nu? Adică nu facem nimic pentru că se închide și cam asta investește. Dar când te uiți la grupurile sociale și te uiți la vestiare pe unde se schimbă personalul muncitor, prima dată când, eu știu, când se vine cineva străin din afară, se ducă să vadă acolo. Și atunci vede cât de gospodar și cât este de bun conducătorul acelei unități. Păi cât să fie, domnule, că au fost o grămadă și s-au rulat pe la acea unitate. N-a fost domnul Burlan, dar au fost suficienți dintre cei care conduc. David, așa cum am spus-o de atâtea ori, spune că s-a născut conducător. Indiferent de la ce partid el este tot acolo. Și uitați condițiile oferite muncitorilor la Roșiuța. În schimb, s-au angajat zeci, peste sute de persoane la Roșiuța în această perioadă. Iar majoritatea nu vin din județul Gorj, ci vin din Mehedinți. Iar cele mai multe acuzații de fraudă și de mită pentru angajări sunt îndreptate spre Roșiuța. Păi vedeți și noastră cu angajările ăștia. Și noi, cum a spus și colegul Manu, în piața prefecturii sunt aproape 4.000 de dosare care așteaptă. A făcut apel la tine și la cei care au dosarele depuse la CEO să vină să vină să se treacă să pe listele de acolo ca să putem să le dăm în față. Da. Au venit. Manu Tomescu, deci, la protestele care se fac în piața noastră, prefecturii, vin oameni și se trec pe tabel pentru că au dosare de angajare care stau de luni de zile la registraturile unităților unde s-a pus problema tot timpul de personal. Că legea 197, dacă se va aplica, va rămâne CEO fără personal. Dar prin acest motiv, noi să le putem dovedi că sunt oameni care așteaptă. Acum, ultima dată în piața prefecturii, a dat un exemplu, a luat un tânăr care avea specialitate de turbomecanic, avea, cred că 29 de ani, cam așa am înțeles eu, și un băiat, un coleg de-al nostru, care avea 55 de ani, tot la aceeași secție de turbomecanică, deci în cadrul termo. Da. Se poate face lejer schimbările de generații. Nu mai este nevoie să-i învoci că pleacă specialiștii, că pleacă oamenii buni și așa mai departe. Sunt tineri buni care sunt și calificați pe meserii și totul se poate să da, acești să oameni buni în, nu intră, domnule din Popa. Mers. Nu intră, păi nu intră chemați. Pentru că ce se întâmplă? Angajările sunt specializați, sunt oameni care fie au mai lucrat în minerit, fie au lucrat la firme private, atâta fie timp. La cariere private, își depun de dosare, locuiesc lângă cariere, sunt afectați și cu toate astea nu sunt chemați pentru că au avut curajul să-l tragă de mânecă pe domnul David, atâta care timp, pare că este singur pe plantație acolo. Că s-a lăsat la latitudinea șefilor de UMC-uri să facă angajările aici. Este un business, șefii, domnule Păuna. Un business. Șefii au de să-mi dea la o parte pe murdeală cu firma de transport local. Adică dai la o parte firma de transport local din Motru ca să aduci niște firme din Severin care sunt în spatele căruia se află ministrul energiei sau influența domnului ministru de al energiei. De ce se spune? Se, și despre ce e vorbim? Un parlamentar de Gorj
că DNA-ul ar trebui să vină să facă un control. Păi un control și vine, vine DNA-ul să facă un control serios la CEO când PNL-ul este la putere? Atâta timp cât sunt acei politicieni care au interese și învârt afaceri cu CEO. Domnule, deci nu există, instituția autosesizării nu există. Am avut aici pe domnul Vintilescu, dacă vă aduceți aminte, de la Motru. Omul și-a depus, cred că a fost și el la proteste, cred că cu siguranță unul din numele celor, acelor persoane trecute pe tabele cu dosare de angajare, cu siguranță este și domnul Vintilescu. Am făcut două emisiuni cu el aici, în care spunea exact același lucru. Ce trebuie să fac, domnule, să lucrez în CEO? Trebuie să plătesc câte mii de euro să o scot, de unde să-i scot? Am depus dosar, am făcut curs, am vârsta, locuiesc lângă carieră, nu trebuie să mi se plătească transport, dar nu mă ia nimeni. Sunt în curs niște anchete. Primarii din Valea Motrului au ieșit și au spus că n-au nicio trecere, nu pot, PSD-ul nu poate să-și impună oamenii în companie, dar o face PNL-ul la greu. Atâta timp cât toate structurile și mari lideri de sindicat sunt cu carnete de partid. Gândiți-vă dacă e așa cum se vehiculează, legile la 2000 de euro, 3000 de euro o angajare, s-au făcut 1200-1400 de angajări, jumătate puneți 600 ori 3000 de euro. Câți bani au luat băieții ăștia, domnule, din angajarea acestor oameni? Au zis că instituțiile s-au sesizat, s-au făcut, dar că nu se mișcă nimic. Totul este pe burtă. Am impresia că se așteaptă cu dosarele în sertare să se treacă timpul, puterea. Nu, să schimbe puterea, dar să le treacă timpul de prescriere ca să le dea NUP. Neurmărire penală. Ceea ce se întâmplă mi se pare șocant. Se iasă doi primari public să spună, doamne, nu se poate așa ceva. Oamenii din localitățile limitrofe carierelor miniere nu sunt angajați. Se fac angajări pe bani. Au spus inclusiv primarii că asta au auzit de la oamenii din comunitățile lor. Se plătesc oameni care au lucrat afară în străinătate, doamna Maria, vin și bagă banii în aceste angajări care sunt pe perioadă determinată. Acum este scandal mare în Comisia de Negocieri. Așa, care vor să-și sindicaliștii facă, se ceartă. Acum le trebuie o liniște. Așa. Perioada asta până 2025 le trebuie o liniște. Și cine mai rămăseseră vocal în Comisia de Negocieri era președintele Mitrescu, care vor să-l dea afară. Pentru că a schimbat federația din care... Pentru că a plecat de la Federația FNM și s-a dus la Federația Energetică, dar normal trebuia să rămână acolo, că este o federație tot reprezentativă și trebuia să rămână în comisie. Acum acei buni sindicaliști vor să elimine pe Mitrescu ca să poată să aibă o liniște împreună cu administrația, să poată oamenii să facă treburile. Dar e normal, domnule Păuna, ceea ce se întâmplă este normal? Nu este normal. La ce o s-a format o caracatiță sindicalistă și politicianistă, încât oamenii nu mai au curaj să mai iese să-ți mai spună păsurile. Degeaba a spus acum, când am văzut și managerul general, am auzit pe domnul Rușescu, au făcut un număr de WhatsApp să trimită oamenii din teritoriu, sesizări și așa mai departe. Păi și ce se întâmplă? L-ați văzut aici pe domnul George. A zis domnul George că în Consiliul de Supraveghere a adus în discuție domnul George, din companie. Domnul George mai știa unele lucruri și când era director la Minpres. De ce n-a ieșit și atunci? Îi dau dreptate lui domnul George. Pentru că depindea de CEO, pentru că altfel nu primea lucrări de la companie, dacă nu era pe burtă fața administrației de atunci. Era foarte frică că îi dă eject. Că îi dă eject. Și acum de ce nu mai fost frică domnului George? Am impresia de ce credeți? L-am măturat din Consiliul de Supraveghere și am zis că stai așa un pic, mă luară spre mine, stai că e și eu acum, dar e cam târziu. Dar târziu nu este niciodată, că neregulile care le-a expus domnul George, le știu și eu înainte de a ieși apă din sistem. Da, o parte dintre ele au fost date deja de presă, au fost reale, dar, cu motoarele, dar, cu furturile, dar, cu... Ce controle s-au făcut? Cu tiracele care sunt făcut? Contate. Pentru și că nu știi sunt, ce se întâmplă? Nu fac lucrări. Totul se face acoperit. Și cu criza de personal și așa mai departe. Că s-a ieșit și pe presă, că sunt utilaje care stau pe dreapta, poate sunt utilaje care stau de 20 și ceva de ani. Și figurează cu personal pe ele. Acei oameni sunt la plimbări de hârtii. Deci lipitori de afișe. Sau la făcut de cafele, domnule, că sunt soțiile, amantele, iubitele. Sunt lipitori de afișe. Pentru că am un exemplu, ultima povestire care o știu eu, care mi-a ajuns la urechi, e o bandă la cărbune.
care alimentează, face legătura între circuitul de cărbune și depozitul 3 la Rovinari. Pe circuitul ăla, domnul Bărsanu, zis Dodoacă, că așa știu oamenii mai bine, și-a angajat toate rudedenile, toate femeile deci acolo. Deci circuit de bandă de lucrează. Și tocmai circuitul de cărbune care vine dispre Calia Tismana către termocentrala Rovinari. Și cum vă explicați că s-a rupt acea bandă și au stat 3 zile cu femeile că n-au știut să o fac. Să o lipească, să o pune nou în funcțiune. 3 zile. Păi ce, așa am ajuns. Și vi se pare că a luat cineva vreo măsură? Vi se pare că ceea ce arătăm totuși noi s-a schimbat? Totuși se tace. Normalitatea este asta care arătăm noi pe ecran? Totul se ține sub tăcere. Totul se ține sub tăcere. Că dacă mi-am amintesc acum, că nu vreau să spun, că totul când a fost ultimul director general, Boda, se media depozitele de cărbune. Săptămânal vedeam când eram schimbul 2. Veneau și măsurau. Nu măsurau. Dar nu măsurau. Erau cu dronele să vadă stivele din depozite. Mm. Acum a venit domnul ministru Virgil. De ce îmi s-a luat să vadă și el? Păi, cariera Tismana, care este cea mai apropiată carieră de termocentrala Rovinari, să vadă rezerva de cărbune. În pantofi de lac, vă întreb și eu. Nu, că la nivel de sector putea să-i găsească cizme. Păi, putea, dar n-a vrut domnul ministru să-și murdărească șosetele. Nu, dar putea să-l ducă pe un platou și vedea toată rezerva de cărbune care avea. S-a dus undeva la Roșia. Da, să vadă ceva de sus, pentru că ai poze și să ducă în spatele termocentralei, că tot a vizitat-o, să vadă rezerva de cărbune care este în depozite. Că sunt depozitele zgoale. Și nu se mai face atâta tam-tam, că de asta zic. O comparație când deci a fost chiar ca ministru... Caut declarația domnului Virgil Popescu, care spunea că stăm foarte bine cu rezerva de cărbune, aproape că trebuie să dăm și la alții, nu neapărat gratis, că noi tot când am dat la alții am dat cam gratis. O să adapteze, nu știu, un stil, aduce o inovație, să o ia cu escalatoarele pe sub pământ ca să poată să aducă cărbune. Deci dumneavoastră spuneți că este o minciună chestia exact, asta, că există exact. Cărbune și se de minte, fapt nu există? Se minte mai mult ca pe timpul răposatului. De seminte, la ora actuală... Cu tona la hectar așa se face acum în minerit? E mai rău. Oamenii de acolo și acum, de ce... Mi-a plăcut o postare a domnului Miruță, aceea cu cărbunele amestecat cu pământ, mai mult pământ decât cărbune care ajunge în termocentrale. Asta păi este, de fapt, realitatea crudă? Pentru că ce se întâmplă? De sus se pun presiuni pe cei de jos. Cei de jos trebuie să-ți bată, să dea cărbunele la care nu se mai așteaptă să mai curețe cărbunele după ce se ia stratul de steril deasupra. Deci dați la normă să fie normă. Să facă norma de cărbune, să facă orele de cărbune și așa mai departe. Chiar dacă calitatea este net inferioară, da? Am văzut astăzi o postare și un interviu la un mare lider de sindicat că Cariera Roșie a dat cea mai mare producție de 400 și ceva de mii de tone de steril. Îi spun pe aceeași, și pe această cale că sterilul în carieră se măsoară în metri cubi. În niciun caz. Și cărbunele se măsoară în metri cubi și cărbunele se transformă în tone. Deci se vede că n-a mai fost prin carieră, niciunul din boșii sindicali. Și acum vor să-l dea ultima voce a oamenilor care o mai au în comisia de negocieri, vor să le excludă din comisie ca să-și pună liniște totală. Așa e. Total. Deci de altfel ne și spun telespectatorii de acasă că în vagoanele, în calupul acesta de imagini, se vede și acel incident care a fost la Dol și cu vagoanele răsturnate, care veneau de la Motru, da? Bani? Și jumătate din încărcătura din vagoane este pământ, adică nu este lignitul care trebuia să ajungă la Ișalnița. Jumătate este pământ din vagoanele respective, așa că realitatea... Deci până să plec, aveam eu șef de schimb. Și îmi spunea, da, că dă-i, că merge și așa, merge și așa. Deci merge și așa, și dă-i atunci, înainte. Deocamdată, eu spunea că deocamdată eu știu ce am și de făcut. Dacă n-are alte treburi, să plece, că eu știu ce am de făcut și eu știu cum trebuie să dau cărbunele. Dar acum știți cum este, au rămas cei noi promovați escalatoriști. Așa sunt mai timorați, mai cu frică, mai... Fac totul la ordine. Exact ce zic șefii, așa fac și că șefilor le frică că li se mătură scaunele.
mai ales și da, credeți că va fi o schimbare din asta de PSD-PNL, PNL-PSD în luna mai, cum se vehiculează, că se face rocada între cele două partide și atunci o să avem și o schimbare în la CEU, adică o să avem un director în loc de domnul Burlan, o să fie un director de la PSD, ajuns la concluzia că îi învârt pe lipiturile așa de afișe. Poate să-i învârte cum vor. Că tot aia e? Că oamenii care și meseria și care sunt meseria și ingineri, că avem ingineri foarte buni, nu pot să-și desfășoare activitatea și sunt presați de acești lipitori de afiș. Puși în funcție de pe politici. Pot să învârtă ei cât ori vrea și la conducerea companiei. Un manager adevărat trebuie să știe ce e la manager. Trebuie să știe cum să-și vândă energia, trebuie să-și vândă, să-și promoveze firma. Nu se aștepte de pe zi pe alta. Așa e. Eu avem niște adevărat. Imagini, nu știu dacă pot colegii mei din regie să le arătăm cum era un arc așa peste timp la carierele din Motru în special. Uite, o să încerc să pun aici pe grup să vedem dacă ne pot ajuta colegii din ca regie. Să vă spun și vedeți și cariera Roșuța, imagini din cariera Roșuța. Nu, dar să vedeți un arc peste timp. Deci cum era mineritul între 1996-2022 cu excavatoriști îmbrăcați în costume, în salopete și așa mai departe, și cum există, cum e burghezia de astăzi, din aceste zile, cum sunt directorii cu pantofi lustruiți, îmbrăcați pentru gata de campanie electorală, niciun caz de serviciu. Poate ne poate ajuta regia pe parcurs să le arătăm. Păi știți, așa este diferența. Deci oamenii muncii erau ăia de atunci, acum sunt oamenii de partid, oamenii care sunt cu pantofii lustruiți, oamenii care vin la serviciu, își beau cafeaua, își verifică agenda, pleacă, după aia mai vin, mai bagă în viteză 2-3 de la poartă. Și mi-a spus un coleg de aici din piața prefecturii, care încă și el, încă mai e activ. S-a luat cu deficitul ăsta de personal pe utilaj și așa mai departe. I-a cerut oameni ca să completeze utilajul care lucrează. I-a spus că ce bă, te iei după prostul ăla, adică după mine. Că eu, deci prostul ăla care a lucrat 30 da, de ani... Da, și le impuneam cum trebuie făcut și așa mai departe și nu eram de acord cu ei. Și obligam să facă... Cum trebuie, ca la carte, exact, cum cer normativele. Și... Acum care au mai rămas și mai desfigura, îi compară cu mine, adică îi fac proști ca pe mine. Deci ăla care zice și respectă regulile este exact, prost. Care le ceream și scurtează drumul, să-mi e bun și inteligent exact, și deștept. Exact. Lor le-a plăcut ca oamenii să fie în poziția ghiocel. Da, uite, asta ne spunea, uite, în comentarii domnul Vintilescu, care a fost aici invitat în emisiune, cel de la Lupoaia, stă la 200 de metri de carieră. Spune, nici până la ora asta, nu, până la ora actuală, nu am fost sunat. Deci nu-l sună nimeni, omul și-a depus două dosare de angajare. Nu-l sună nimeni, nu vor să-l cheme la servici. Dacă mai spune vorba, zice că iară sunt userist. Așa. Noi îl așteptăm și în piața prefecturii să pleacă pe ce anistă. Eu știu că acest om a fost în piața prefecturii. Mai ține și domnul Miruț o evidență cu cei care și-au depus dosare. Și ce o să faceți cu aceste tabele, cu oamenii care și-au depus pentru aceste liste? Așa. Vrem să mergem la Ministerul Muncii, când așteptăm să vedem cum va fi această... întâlnire cu domnul Budăi, să-i spunem să iartă mintea, domne. Ce spune managerul companiei și uite ce va aduce noi dovezi. Și ce angajări se fac, da? Și la Ministerul Energiei, tu la fel. Că noi acum am aflat care-i treaba și cu dosarele noastre. Deci o influență acum prin partea judecătorească, care acum a ieșit în stradă că li se schimbă legea pensionării și așa mai departe, drepturile noastre le-au refuzat să le dea dreptate. Ne-au spus că nu avem dreptate pe această lege. Acum ei ce fac? Ei își merită banii aia. Își merită pensiile care și le vor. Păi, normal că ei acum și-au depus toți dosarele de pensionare și cereri de a pleca, de a se pensiona de la CSM,
tocmai pentru a nu pierde ultimul tren fără reduceri la pensie, în condițiile în care pensia unui magistrat depășește de multe ori 20.000 de lei, adică 200 de milioane. Ei vor pensii mai mari, da? Dar oamenii care au lucrat atâta timp în minerice mai mari energie, nu au dreptul la pensii mai mari. Vor pensii mai mari acești judecători. Nimeni nu-i condamnă că poate lucrează. Dar ei răspund de deciziile care le iau? Au răspundere în fața omului și în fața jurământului care le-au depus că respectă legea și o pune în aplicare așa cum este dată ea. Ei o respectă? Față de cetățeni? Nu. Unii sunt, știți cum e, nu există pădure fără uscăciune. Există și magistrați care sunt corecți, care au coloană vertebrală. Dar din păcate, la ceea ce se vede, în loc să fii cu comunitatea, să tragi cu comunitatea, să înțelegi, nu, să te pui în situația omului care ajunge în fața ta la bară, judecătorul este imun, trage cu administrația, trage cu ăla cu banii, așa pare cel puțin. Nu mai este nicio lege care să-i tragă de urechi. Nu este nicio lege care să-i tragă de urechi. Că mă uit acum și în legea magistraturii, că am ridicat și eu niște probleme la câțiva parlamentari și le-am spus, domnule, legea magistraturii, de ce nu puneți, și când a fost la minister, de ce nu se pune problema răspunderii deciziilor date de judecători? Că oamenii care ajung la CEDO și câștigă la CEDO, nu plătește judecătorii, plătește statul. Nu, plătim noi din greșelile făcute unui magistrat, de către un magistrat. Dar atât și sunt mari erori judiciare. Că justiția este politizată și sunt magistrați care se bucură când le aruncă așa ciolanul politicienii, normal că trebuie să țină cu ei. Așa vă explicați dumneavoastră că așa se dau deciziile, adică că știți cum este. Justiția nu e oarbă așa cum ar trebui? Am citit și noi, că știți cum e, că am mai avut pe unul care ne-a trimis să ne mai cultivăm și noi, să mai citim. Că ne-a făcut dobitoși, ne-a făcut analfabeți. Uite că mai am citit și noi și acum am văzut, am comparat și noi motivațiile. Că nu ni se invocă că adeverință. Nu, într-o motivație. Motivație și de la tribunalul Hunedoara și de la tribunalul la Curtea de Apel al Baiului, spune clar, casa de pensii, dacă avea o nelămurire despre activitatea desfășurată a celui care și-a cerut drept de pensionare, putea să ceară lămurire la angajator, nu să ia adeverințe și așa mai departe. Sau putea să asimileze carnetul de muncă. Cu siguranță. Și justiția tot așa trebuia să facă. Nu că ne iau pe noi, că mai avem, văd că și juriști prin partea asta de mass media care ne învață că adeverințe n-au fost bune, că aia n-au fost bune, că aia n-au fost bune. Nu! Alba Iulia spune clar, dacă judecătorul are ceva de claritate, cere lămurire la angajator care e în măsură să vină cu lămurii. Dacă nu are carnetul de muncă care îi face totul omului o lămurire a ceea ce a lucrat omul și unde și-a desfășurat activitatea. Dar la noi nu. Acum se bacă bețe în roatele, Curtea de Apel. Dar cum mi se pare faptul că politicul trage de mânecă administrația prin intermediul presei, astăzi vă dau un exemplu concret, domnul Iordache, senator PNL și viitor președinte al PNL-ului, domnul Burlan este membru în acest partid. Asta, știți cum e, astăzi l-a somat domnul Iordache pe Burlan să găsească soluții pentru valul de pensionări și să nu se mai vaită. Știți că Burlan a ieșit la TVR și a spus că dacă se pensionează lumea, IRL-a se închide CEO. Am avut o discuție cu domnul senator Iordache și ne-a spus și am pus în vedere că acum dacă obține președinția organizației PNL Gorj, îl are pe domnul Burlan în comitetul ăsta de conducere a organizației. Da, corect, în biroul în BPJ. Și ne-a promis că, bine, că dânsul ne-a susținut de la început. Nu pot să neg că dânsul nu ne-a susținut la început. Nu pot să spun, deci de PNL mă refer, nu pot să aduc acuze primarului Romanescu care ne-a susținut, viceprimarului Bejenaru care ne-a susținut, cu chică au venit presiuni asupra lor să nu ne mai dea autorizații ca să mai protestăm. Pentru proteste, pe calea asta le mulțumesc. Domnul senator acum își face datoria ce ne-a promis și nouă, că va reveni va avea o discuție cu managerul general, să spună că trebuie
să vadă, să-și ia măsuri pentru dosarele care le are, să le pună în, să intre, să le dea drumul la angajări, ca legea 197 să intre în vigoare. Acum, știți cum este, fiecare acum aruncă, e normal că trebuie să ajung, arunce săgeți către PSD, că PSD la ora actuală da, are... Da, în acest caz are, nu este vorba despre PSD. Are ministerul. Pare nu? Că domnul Burlan se vaită prea mult, că dacă legea intră ar trebui în să vigoare... Exact, are asta, îi spune, asta îi spune domnul Iordache. Știți cum este? Înainte ni se spunea că dacă făceai ceva, te amenința că îți face contractul de muncă sau spuneai că pleci, poți să pleci, că sunt 100 la, poarta, la, ușă. La ușă, dar acum sunt 4.000 aproape. 4.000 de dosare de angajare și nu sunt, deci oamenii nu sunt chemați decât dacă au carnetul galben de partid, dacă scot polul din buzunar. Iar și te spune cineva, Nelu Vintilescu, cred că mai de așteptat până ajunge excavatorul în spatele curții tale, spun cei de la Motru, pentru acest domn pe care l-am avut aici în emisiune și a venit să spună public că nu este chemat la angajare, dar deși are, este calificat, are cursuri. E tânăr, lucrează în spatele carierei, nu trebuie spun, să mai aibă navetă. Nu vreau să supere pe mine. Departe. Dar acum ce s-a văzut că în ultima perioadă, cred că ce o... Angajează, după ce au se concurs de mis, adică sau da, ce? De angajează... mis, cred că vor să facă alte reprofilare, da, cursuri da, da, de recalificare. Cred că se, multe. Se mută confecția de la Motru la cariera Șuța. Asta vreau să spun. Cred că prin angajarea personalului mai feminin, da, cred că pot să le fac un curs de reconversie. Că sunt băieții pe programul de restructurare care ia, PNRR ia bani și pentru alea. Reconversie, reconversie. Și fac așa o secție de croitorie. De, o deschide o fabrică, ceva de croitorie. Că nu pot să spun. Sunt femei care... Uite, sunt femei care, știți cum e, trag de fiare. Da, corect. Dar sunt nu sunt care toate femeile muncesc la fel. Dar nu sunt și toate. Să nu spuneți mie că nevasta lui Roșca s-a dus să electrician sau lăcătuș mecanic în carieră pe la Roșia, pe acolo, pe un excavator. Să fim serios. Păi stați un pic, un dozator de cafea merge pe curent. Păi da, acolo este. Pe pariu, că e acolo la butonaș. La... Și pun pariu că și dânsa cred că are o sărbătoare acolo. Adică nu o să facă nimic. Stă doar și își păzește soțul și alta îi face cafeaua și ei. Dar mie îmi pare de colegii mei că boșii sindicali vor să pună pe chituci iar un sindicat care mai bate pentru ei. Vă referiți la Energia Rovinari, da, da, sindicatul domnului da, Mitrescu. Da. Orice sindicat care este prea vocal vor trebuie să-l scoți din schemă. Asta este... Acum că mai revin iar, că de asta mai am și o hârtie cu mine, cu băieții, ca să le atrag băieților atenți, că o să-i o pun în față și lui domnul Budei. Când ne va chema, că am avut o legătură cu domnul Budei, am explicat și furtul care ne-l face pe legea 74, că perioada 2001-2021 ne-au furat. Așa da, că atunci nu cei erau care sindicate, la pensie acum, pe recent, nu erau sindicate atunci, cum v-au furat așa, în halul ăsta? Păi, dacă ați văzut atunci imaginele când am fost peste PSD-ul, când au avut conferința de alegeri, când au avut alegeri, ne-am vorbit cu domnul Ciolacu și ne-a promis că să lăsăm să ne facă treaba, că ne va rezolva, că o să organizeze o întâlnire cu noi și cu ministrul Budăi, dar bă că nu trec se, săptămânile nu și nu s-a întâmplat. Domnul Weber a fost foarte tracasat că nu s-aștepta să fim și noi acolo. Ne-a spus de legea asta 74 că n-a avut discutat cu noi, cu sindicatele, a discutat cu sindicatele pe această lege 74 și am atras atenția că noi, când am vrut să participăm la discuții, ne-au ținut afară în fața prefecturii, ca pe aia proștii, ca pe ultimii, ca pe ultimii oameni, în ploaie, nici nu ne-au luat în calcul și am spus și ministrului Budăi și la colegi să le arăt, să vadă viu că perioada 2001-2020 de la angajare până în 2001, ni s-a calculat, așa zise, cu grupa aia specială, ce din și 2001-2021 suntem calculați ca frizeri, ca manicuriști, ca... Da, văd acest parte document. Regia, vă rog să-mi pregătiți și mie cele două fotografii, dacă este posibil, să arătăm așa, arcul peste timp, adevărații salariați ai din Minerit și Energie, îmbrăcați la salopete și domnii de astăzi, domnii care
fac politică la serviciu, care sunt cu sindicatele când trebuie să iasă un anume lider de sindicat, când sunt cu hoții atunci când trebuie să le iau oamenilor banii ca să-i angajeze, pentru că la final împart profitul la finalul zilei. Și dacă până acum aveam convingerea că poate domnul Burlan nu știe despre aceste povești, mie mi-e greu acum să cred că nu sunt girate chiar de către șeful companiei. Adică nu pot să cred că nu știi ca și director al CEO-ului ce se întâmplă. Domnul Burlan nu vrea să-și păteze imaginea. Da. Dar cred că în mod indirect, prin aceste fapte și lucruri care se petrec în rândul CEO, își pătează și mai rău imaginea. Chiar dacă nu se implică. Eu asta și spun, mai ales că se vehiculează că vrea să candideze, de ce nu, sau că ar fi în cărți pentru o candidatură, la Modru se vehiculează. Fie el, fie David, fie alți directori din Minerit. Păi dacă ei bagă Mineritul în gunoi, ca să nu zic altfel, ce șanse mai au să se ducă în fața electoratului și să spună ei au făcut lucruri pentru mineri? Pentru care mineri? Pentru aia care și-au plătit locurile de muncă? Mai au tupeu de a apărea în fața oamenilor, mai ales prin ceea ce le-a făcut. Mai ales acum, mai ales în perioada asta, hai de un an și ceva, de când legea asta 197 e aplicabilă. Mai ales ce au făcut cu oamenii. Păi, și-au bătut joc, asta încerc mai să ales spun. Ce măsuri a luat cu chiar ei. Și cei care sunt angajați. Cât de sigură este rămânerea lor în companie. Atâta timp cât sunt angajați pe 6 luni și poate încă o dată 6 luni, pentru că nu ai voie mai mult de 3 ori să prelungești această măsură. Păi și colegul Manu a tras de atâtea ori semnalul acesta de alarmă. Adică e posibil ca oamenii să rămână cu banii dați și trimiși. Această companie de la anul s-ar putea să treacă perioada de război. Uh-huh. Asta mai țin acum grupurile. Dar cum ați văzut și premierul Ciucă, cum a ieșit la Bruxelles, a spus că 630 de megawatts, și nu, 660 de megawatts, cu 31 decembrie, 1 ianuarie, se opresc. Fără drept de prelungire. Asta am văzut și seara asta la Comisia de Industrie, la Camera Deputaților. Deci ei le zic una că se vor bate pentru că se prelungește, că se face, grupuri, că se de. Și de fapt, de anul viitor se pune crucea și facem pomana, complexul energetic Oltenia. 660 de megawatts, cu 1 ianuarie, pe cărbune. Păi, și atunci, dacă avem 660 de megawatt, cu ce plătim atâția oameni? În primăvară am înțeles că în zona Aradului, în partea aceea, se mai pune funcțiune 1000 de megawatt pe fotovoltaic. Uh-huh. Fotovoltaice, deci, pe care încă nu le avem. Fotovoltaicele care... Avem pe cineva, prin telefon, nu știu de ce mi se comunică. Avem un mesaj, bună seara, încă nu ați înțeles că se lucrează, cu ghilimele, doar la subminarea economiei naționale. Minerii nu sunt pensionați pentru că nu mai are cine să se tărască pentru o bucată de cărbune și în speranța sinistră că se va reduce numărul celor pensionați. Utilajele de exploatare a cărbunelui abia își trag sufletul sau așteaptă să fie executate de bănci, reprezentând garanții pentru împrumuturi. Adevărat, bine ați punctat, dar deja avem acele imagini cu arcul peste timp pe ecran. Uitați, foștii sau cum erau adevărații mineri în cariere, îi vedeți în fotografia de sus, și cum sunt actualii șefi și angajați din Minerit, îmbrăcați la costume și cu pantofi lustruiți. Aveți acum această imagine pe ecran. Continui. Până în 2024, conform directivelor de la Bruxelles și a înscăunatului de la Cotroceni, exploatările de cărbune se vor opri în România. Noile angajări, excrocherii, distragerea atenției de la realitate. Teatru ieftin pentru poporul din România educată. Apropo, chiar sunt atât de mulți credul care visează că o să-și facă în viitor o carieră în mineritul românesc? Întreabă domnul Mercioiu de la Arcan. Foarte, foarte corect cele spuse de domnul Mercioiu. Deci o mare excrocherie, se fac angajări de capital electoral, distragem atenția de la adevăratele probleme din minerit. Plecăm de la ideea, de la faptul că nu se mai fac contracte de muncă, nu se mai încheie contracte de muncă pe durată nedeterminată și se încheie doar pe durată determinată. Da.
Oamenii ăștia sunt angajați pe 6 luni, apoi motiv. Sunt ținuți în 7 ca să vadă dacă exact. Mai sunt ținuți 6 luni și tot așa, la fel asta și conducerea motiv. Companiei. Gândiți-vă, și... din 4 în 4 luni, nici ei nu au siguranța deciziilor, pentru că dacă nu pățesc ca domnul George, adică dacă ești un pic mai vocal, dacă vrei să tragi pe cineva de mânecă și se arăți realitățile sau să te duci în control acum, în carieră, la ora te dau actuală, afară. Managementul este ca niște pion de șah. Dacă nu mergi bine pe tablă, s-ar putea să fie eject. Să ieși pe marginea tablei. Oricum, deciziile pot fi trase, pot fi trase la răspundere când vin ceilalți la putere. Eu m-am uitat și mesajul care l-a transmis ministrul Virgilică când a venit aici. I-a spus direct, au un program de restructurare, negocia cu Comisia Europeană, au ordonanța de decarbonare, totul decurge conform planului. Degeaba vine PSD-ul și vine pe aici și ne îmbrobodește și ne minte că salvăm, că facem așa, că băgăm în rezervă, că băgăm în altfel grupurile. Până aici nu știu ce înseamnă un grup energetic. O rezervă care trebuie repornit la... Exact, că nu-i chiar așa, pe buton, apeși pe sau buton. O carieră să o menții. Păi tu în carieră atâta timp când nu ai rezervă de cărbune. Deci nu ai rezervă de cărbune suficientă ca să poți să zici, băi, gata, pornesc. Și utilajele, dacă stau pe o perioadă de 6-7 luni de zile, ele sau pe dreapta, sunt... au nevoie de revizii. Că ce s-a făcut mult, s-a făcut pe hârtii, că banii s-au dus la în altă firme parte. La firme care au vopsit, revopsit motoarele și le-au adus înapoi. Altceva, da, cu totul altceva. Că mănăria asta s-a făcut de mult și tot timpul s-a făcut în minerit. S-au scos materiale pe utilaje, dar banii s-au dus în altă parte. Corect. Știu când s-a mai făcut unele revizii pentru utilaje și banii păi era pandurii se vede care floare, este realitatea. Se uitați, la pandurii. Sunt câteva din fotografiile pe care ni le-a pus atunci la dispoziție domnul George, au rulat puțin mai devreme pe ecran. Uitați sunt motoarele, uitați furturile, uitați... Tobele, doar vopsite. Da, luate de la CEO, revopsite și vândute din nou exact, și complexul exact. Energetic Oltenia. Așa asta mi se pare dureros. Și chestia totul se face cu opte. Și faptul că, uite, în carieră aici, cred că era, nu mai știu, Pinoasa, nu mai știu, depozite, uitați, de sticlă. Deci se transformă, devin carierele, cu cât sunt mai departe de Târgu Jiu și mai greu accesibile, se transformă în adevărate depozite de material nociv pentru sănătatea omului, pentru că cineva are un business. Știți când în carieră se creșteau porci, erau ferme, da, veneau oile. Și așa, așa, asta, așa, asta este unul din motoarele care s-a încercat să fie repornit la... când a venit ministrul energiei. Da? Și aici îl vedeți pe ministrul energiei la pantofiori, venit în vizită. L-au dus pe acea platformă de la Roșia, să nu-și amenajată, tot să vadă din pantofiori, da, să nu-și murdărească dar cumva. Dar putea, că aici... putea să ia mașina directorului de unitate, că poate să meargă cu dusterul, să coboare cu el în carieră, ca, da, să... Da, eu mi-aduc ca să nu meargă cu tancheta muncitorilor, că greu. Poate se murdărește. Este grele. Când e vorba de domnul ministru, este grele. Mie știți ce mi-a părut rău? Că domnul Nicu venise aici și nu numai domnul Nicu, când spuneau că îl vor aștepta pe ministrul energiei cu ouă. Mai avem 2 minute, ne spune regia. Că îl vor aștepta și că ar fi bine să arunce cu ouă după dânsul. Cred că așa merita, vă jur. A fost prea protejat domnul ministru. A văzut că a avut și sindicaliștii după el. Că nouă ni s-a reproșat că n-am de ce, că protestatarii n-au ieșit să protesteze atunci când a venit ministrul la... Păi pentru ce cu atâta, atâta timp cât a avut, nu, dar atâta timp cât a avut corpul diplomatic format din lideri de sindicat. Așa, l-au protejat. Când l-au flancat. Că normal, ăia trebuia să scoată oamenii afară, să protesteze, să nu închidă carierele, să nu închidă grupurile energetice. Nu oamenii aia din piața prefecturii. Atâta timp cât l-au urmat. Doar că ce-au făcut? I-au derulat covorul roșu? Exact. Am înțeles că a fost totuși o întâlnire acolo, în spatele ușilor închise și cu sindicaliștii, dar ca se merge București. Pe... Da, ca la București. Te duceți, bei cafeluța la Ministerul exact, Energiei, la București nu vorbești cu ministru, vorbești cu un secretar de stat, dacă vorbești, dacă nu vorbești cu secretara, te vârși frumos pe exact. Piciorușe și te întorci înapoi la gol exact. Și zici, eu am făcut drumuri, am dus la aici Ministerul Energiei. Câte și de multe. Pe care lumea le înghite. Asta este, aceasta este realitatea crudă a ceea ce se întâmplă cu Comisul Energetic Oltenia. S-a pierdut spiritul ăsta de echipă între colegii mei. Sunt prea lăsați călcați, jucați în picioare.
Nu mai este demnitatea aia în ei, care să răbuvnească. Atâta, nu știu cum pot să accepte să fie călcați în picioare de acești sindicaliști, care nu-i mai reprezintă, care nu mai fac nimic pentru Pentru că ei. oamenii se tem Pentru pentru că locul lor de muncă, această pentru mână că de oameni oamenii care știu ne că dacă zbatem, comentează, zboară din locul călduț și sunt trimis la benzi, pentru că oamenii au dosare de angajare pentru copiii lor și tot speră că liderul lor de sindicat îi ajută, dar pe respectivul nu îl doare nici în 14. Și uite așa, cu de ce asta atac ajută? oamenii și de asta nu schimbă liderii care sunt pătați, așa cum v-am arătat Păi acele liderii imagini. nu pot să-i Nu schimbe atâta timp există liderii de inspector sindicat. social Roșca, era inspector social la cariera Roșuța. Și Cum e posibil cu să lași Roșca. oamenii? Uitați furturile din CEO arătate de domnul George. S-a făcut ceva? Păi I-a oprit cineva? nu. Păi și poliția ce să facă dacă Deci uite, se nu au fură reclamații masiv. de la conducerea unității? Dacă nu au reclamații de la conducerea unității, poliția ce să facă? Nu face nimic. Nu știu, dar noi încercăm să facem ceva, măcar avertizăm că lucrurile de la complexul energetic Oltenia nu sunt cele firești, nu sunt cele normale și uite cum spuneți că, uite, spune domnul Merceu, știați că furnizorul de benzi al CEO are salariați într-un fel de șomaj tehnic, cu ghilimele, în care sunt plătiți cu 100% salariu, 75% statul, 25% angajatorul. Ce vă spune asta? Păi sunt, Deci sunt, sunt, da? sunt, 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 dar nimeni nu știe. Sau nu interesează. Sau nu sunt interesați, bineînțeles. Dar nu. Deci tot felul de măgării, tot felul de firme care ajung în CEO, tot Păi felul știți cum de este? firme S-a de ajuns casă care ajung acum, în CEO. A spus aia cu că transportul cu modală mi s-a cu părut CEO acum, relevant. cu CEO acum se înfruptă mulți cu Din vaca bani, asta, fără, vor să o sugă prin de care tot, îi se că văd, cei ce mai prin au, piele îi se văd coastele. din 2024-2025, hai maxim 2026, nu au ce sugă. Ce să sugă din ea? Da, mai se găsește fierul vechi. Aia e Alta afacere. altă Ca la afacere, Mintia, asta, știți că alte vorbeam afaceri. la început de Mintia. Așa că am văzut, urmăriți protestul la Mintia, cum ați Deci văzut și la în Mintia presă. se deja nici nu și-au luat bine Nu, nu, ăsta cumpărătorul și-a achitat banii nu și-a achitat și a banii, început dar s-a demolarea, apucat să taie, da? da, au început Demolarea. să ducă Asta totul la pieri vechi. este grav. Asta este grav și grav este că se fac tot felul de nereguli și cei din Grav administrație închid este că ochii. noi stăm și ca populație, și ca lucrători, și stăm și înghițim mizeriile. Că datorită nouă se întâmplă lucrurile astea de Vă fapt. aduceți aminte de dosarele cu masa caldă pentru mineri? Acum, așa au fost atunci pe vremea lui Burlan. Acum sunt cu angajările din CEO și cu furturile de motorină, Păi acum de am aflat și fier cine. și de tot felul de Păi dar chestiuni. cine să le rezolve problema cu dosarele acelea judecătorie când doamna președintă a tribunalului, mi se pare, ori fi la urina așa, managerului general. Nu știu. Așa am auzit, Nu știam. din Nu știu dacă auzite și există neatea. o relație de rubedenie sau nu. Cert este că Da. dosarele de pensionare deschise de mineri onești și Și o energeticienii din influență a CEO fost și. nu trec de instanțele din Păi nu, pentru Oltenia, că sunt inclusiv de cele din Gorj. instanțele din Gorj și Dulj sunt influențabile. Și politic, Sau au și și de actualul judecătorii au manager, nevestele în CEO și și de invers și actualul rude și așa mai departe. manager, care are și el o influență pe acolo. Și Vă de ne referiți la pun, domnul Burlan? da, care ne pun bețe în roate în astea. Dar noi nu ne lăsăm. Să știe că noi nu o să cedăm. Nu știu dacă are o Și influență, dar am văzut politicienii ce a să-și zis la bage mințile în TVR cap și că faptul că se noi pensionează nu. lumea, vai de mine, se distruge CEO. Nu mi Nu. s-a părut Prin acest legea lucru. 197 am dat posibilitatea să creeze locuri de muncă. Uite, sunt 4.000 de oameni care așteaptă, domnule Burlan. Ce se întâmplă Prin cu aceste legea dosare? 197 am dat ocazia ca oamenilor bolnavi să meargă să-și caute de sănătate. Prin legea 197 căutăm că sunt generațiile care sunt la 45 de ani, se apropie și de 50 de ani, le-am dat o posibilitate să se salveze de un genocid social și ceilalți să adune o vechime Considerabilă să se poată în pensiona, condiții poate speciale ca dacă. să poată să aibă și el când va ajunge să apropie de vârsta asta. Că acum văd că tot acești PSD-și care tot ne salvează, prin noua lege a pensiilor vor să reducă o scădere doar de 5 ani de zile din vârsta de pensionare.
Dar dacă nu ne vom lupta pentru legea asta ca să o preia noua lege, de pierdut vor avea colegii noștri care sunt producție la ora actuală. Asta eu vă spun că nu mai există sindicate care să se lupte pentru actualii mineri și energeticieni care sunt în complexul energetic. Păi eu zic colegilor, am dubii serioase și legate de colegilor care mai sunt la CEO să lupte pentru menținerea acestui sindicat care mă ia acum și mai luptă pentru ei și ca demonstrație că ei se luptă pentru drepturile lor, sunt în stradă în piața prefecturii. Așa e, deci continuă protestele cu Manu Tomescu. Și ca să știi și ei, prefecturii că singura persoană care mai era vocal în comisia de negociere vor să o excludă. Este adică vorba despre domnul Mitrescu. Vom vedea domnule Păună ce se întâmplă. Sper să li se descrețească frunțele, să iese demnitatea din ei și să pună punct asupririi și să-și caute să-și apere drepturile. Deci, cum am văzut în această seară, în Comisia de Industrie, ce a votat PSD și PNL, 24, maxim, 2024-2026, maxim, se termină cu energia pe cărbune. Asta au votat politicienii noștri, doamnelor și domnilor, în această seară. Vom vedea ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Singura mea întrebare pe care o adresez conducerii companiei este: ce faceți, domnilor, cu cele 4.000 de dosare care așteaptă pentru angajare? De ce vă plângeți că nu sunt oameni care vor să lucreze în CEO dacă alții se pensionează, a când aveți atâția oameni care își doresc un loc de muncă la CEO, dar voi îi țineți pe la uși? Vom vedea ce se întâmplă, ținem aproape, doamnelor și domnilor. Mâine seară discutăm despre realitățile cotidiene din județul Gorj. O secundă. Fac un apel la cei care au dosare să vină, că și mâine avem zi de proteste între ele, la ora 16, la 18, avem listele în piața prefecturii, să vină să se treacă acolo, că nu cerem date personale, nu cerem nimic. Numele, prenumele și meseria. Deci mergeți la protestele din piața prefecturii și treceți-vă pe tabel dacă aveți copii, ca să rude, să le dăm vreți un loc de muncă la CEO și nu sunteți chemați nici măcar cu un telefon acolo, nici măcar pentru a vă spune cineva că trebuie să vă completați dosarul cu adeverință. Țineți aproape, rămâneți alături de noi. Mâine seară sper o emisiune la fel de interesantă ca și cea din această seară. Seară liniștită, la revedere!